Bună ziua! Vă mulțumesc tuturor că ați dat curs invitației și vă spun din nou bine ați venit în Comuna Cordun tuturor. Dați-mi voie să vă prezint un raport de activitate pentru primul an din mandat. În ceea ce privește activitatea mea și a primăriei Cordun, în obiectivele de investiții pe care le-am propus în campania electorală, amintesc aici sistemul de înființare a canalizării în Comuna Cordun și în satul Cordun. Am întârziat foarte mult în ceea ce privește această conferință de presă datorită faptului că am dorit să aștept lucrurile practice. Trebuia săptămâna trecută, în cursul zilei de joi, să semnăm contractul cu societatea care a câștigat licitația pentru înființarea sistemului de canalizare. Dar se pare că, din nou, avem ceva probleme în sensul în care o parte din cei care au participat la licitație au dorit să conteste raportul procedurii pentru acest obiectiv. Menționez că la acest obiectiv am început munca în cursul lunii septembrie 2016. Am schimbat soluția tehnică la sistemul de canalizare în Comuna Cordun și am obținut certificatul de urbanism numărul 255 din 3-11-2016 de la Consiliul Județean Neamț în scopul înființării sistemului de canalizare în Comuna Cordun, județul Neamț. De pe 3-11 până pe 18-5, când am obținut autorizația la acest obiectiv, echipa din cadrul primăriei de la urbanism a obținut toate avizele pentru autorizare. Tot în această perioadă am solicitat, întrucât la acest obiectiv avem finanțare din partea Ministerului Dezvoltării, am solicitat Ministerului Dezvoltării schimbarea soluției tehnice și am semnat împreună cu Ministerul Dezvoltării actul adițional numărul 3 la contractul de finanțare 10.749 din 10.06.2015. Așa cum am menționat anterior, la acest obiectiv urmează să mai așteptăm circa 2 luni de zile, deoarece vom trimite la București, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, toată documentația din achiziția publică și vom aștepta răspunsul din partea dumnealor, urmând, din punctul meu de vedere, în luna august să începem treaba la acest obiectiv. Tot în satul și Comuna Cordun, în luna martie, am depus un proiect la AFIR, care are ca și obiectiv modernizare drumuri de interes local din Comuna Cordun. Și aici o să fac referire la acest obiectiv, în sensul în care o să menționez drumurile care sunt în acest proiect. Avem strada Biserica Veche din satul Cordun, strada Viorelelor, strada Adeplast, și aici avem în vedere varianta ocolitoare a Cordunului, o variantă care unește DG207B cu DN2 E85 pentru evitarea traficului greu din Comuna Cordun. De asemenea, mai avem tot în acest obiectiv drumuri din satul Simionești, strada Eternității, strada care duce la cimitirul nou din satul Simionești, strada Stadionului. Tot din acest obiectiv avem drumuri și din satul Pildești, strada Busuiocului, la intrare în satul Pildești, strada Mihail Sadoveanu, strada Trandafirilor, strada Monumentului și strada Ștefan cel Mare. Toate aceste obiective sunt cuprinse în acest proiect. Acest proiect dorim să-l finanțăm prin fonduri europene. L-am depus la
la FIR Iași. Am avut vizita în teren. Proiectul este eligibil. Urmează să vedem, în funcție de punctajul care îl avem, să vedem cum rămâne cu finanțarea. Tot în satul Cordun am demarat un obiectiv, modernizare drumuri de interes local în satul Cordun. Aici avem în vedere, aproximativ, din punctul meu de vedere, 80% din străzile din satul Cordun le-am introdus pentru modernizare, luând în calcul înființarea sistemului de canalizare, care trebuia deja să-l începem, dar nu l-am început din motivele pe care le-am enumerat anterior, dar totuși trebuie să-l începem numai decât în... îl vom începe în luna august. Sperăm ca achiziția la acest obiectiv, modernizare drumuri de interes local din Comuna Cordun, achiziția să o facem în această toamnă, urmând ca desfășurarea lucrărilor să se realizeze în anul 2018, în primăvara anului următor. Dați-mi voie să vă menționez toate străzile care sunt incluse. Avem inclus următoarele străzi din satul Cordun: Stadionului, strada Păcii, strada Moldovei, parțial din strada Moldovei, și aici mă refer de la centru de zi pentru bătrâni până la intersecția cu strada Stadionului, strada Dumbrăvii, strada Tineretului, strada Câmpului, strada Pescărușului, strada Bujorului, strada Răsăritului, strada Ghioceilor, strada Trandafirilor, fundătura Pompierilor, strada Narciselor, strada Brândușelor, strada Zambilelor, strada Porumbeilor, strada Apusului, strada Primăverii, strada Scânteii, strada Biserica Veche Parțial, strada Salcâmilor, strada Salcâmilor 2. Acestea sunt străzile care vor intra în modernizare din primăvara anului 2018 la acest obiectiv. Obiectiv la acest proiect avem strict obiectiv doar lucrări din satul satul Cordun. Am început modernizarea sistemului de iluminat public, urmând ca în luna iulie până la jumătatea lunii august să finalizăm acest obiectiv. Tot în satul Cordun avem în lucru un proiect care privește construirea unui teren sintetic de sport. De asemenea, avem finanțare prin GAL Elena Doamna, 117.000 de euro. Acești bani ne-am gândit să amenajăm spații de recreere, spații verzi și terenuri de joacă pentru copii. La acest obiectiv ne-am gândit, îl avem în lucru și ne-am gândit să înființăm trei parcuri cu spații de joacă, unul în satul Cordun, la ieșire din satul Cordun spre Simionești, pe terenul de sport, lângă terenul sintetic, un alt parculeț în centrul satului Simionești, iar cel de-al treilea la intrare în satul Pildești, pe dreapta unde este monumentul. În ceea ce privește sănătatea, la capitolul sănătate, am făcut demersuri pentru înființarea unui centru de permanență medicală și pentru înființarea a încă unui cabinet medical individual de medicină. Voi da curs și voi nominaliza obiectivele care sunt în lucru și care au fost executate din satul Simionești. Pentru locuitorii din satul Simionești am modernizat la sfârșitul anului 2016 strada Păcii și strada Primăverii. Am asfaltat
aceste ulițe. De asemenea, am început și în satul Simionești lucrările de modernizare la iluminatul public, urmând ca în luna august-septembrie să finalizăm acest obiectiv și pentru satul Simionești. S-au făcut demersuri la EON pentru modernizarea sistemului de alimentare cu energie electrică pentru satul Simionești. Această investiție urmând a se începe în partea a doua anului 2017, ea fiind programată a se finaliza începutul anului 2018. Urmează și facem demersuri acum pentru modernizarea tuturor străzilor din satul Simionești prin asfaltare. Și aici aș menționa străzile pe care le vom asfalta în prima jumătate a anului 2018. Strada Buzduganului din satul Simionești, strada Florilor, strada Plopilor, strada Salcâmilor, strada Liliacului, strada Merilor. Proiectul, așa cum am menționat anterior, este propus a se începe în primăvara anului 2018. Vom trece acum la principalele obiective pe care le avem în desfășurare pentru satul Pildești. Și aici menționez că am finalizat achiziția publică pentru modernizarea străzilor de interes local din satul Simionești, din satul Pildești, strada, și aici avem în calcul strada Tineretului, strada Mihail Sadoveanu, strada Mihai Eminescu, strada Prundului și strada Stadionului. Acest obiectiv urmează a se desfășura în imediata perioadă, adică începând cu luna iulie, luna august. Suntem în curs cu proiectarea la alimentarea cu apă și la sistemul de canalizare în satul Pildești. De asemenea, menționez că așteptăm studiul de fezabilitate pentru sala de sport. Aici am avut mici probleme în sensul în care am identificat puțin mai greu o locație, pentru că Comuna Cordun nu deține locații propice pentru această construcție și a trebuit să apelăm la oameni de bună credință să ne ajute cu o parte din terenul pentru construcția acestui obiectiv. De asemenea, în satul Pildești, obiectivul de modernizare a iluminatului public este în stadiu final. Acolo au rămas puține străzi care nu s-au modernizat. Acest lucru urmează a fi încheiat în circa 2 săptămâni. Tot în satul Pildești am efectuat sistem de supraveghere la școli. Acest lucru l-am efectuat pentru a asigura o siguranță mai mare copiilor care învață în școlile din satul Pildești. În satul Pildești, la centru de zi pentru bătrâni, am înființat un centru de recoltare analize, o farmacie, și urmează în toamna anului 2017 să mai vină un cabinet medical de cardiologie. S-au făcut demersuri alături de o congregație de măici de la Roman, de la Roma, pentru înființarea unui azil la intrarea în satului Pildești. De asemenea, am depus în luna aprilie la FIR un proiect care are ca obiectiv dotări la căminul cultural din satul Pildești, și aici dați-mi voie să menționez o parte din echipamentele cu care va fi dotat căminul cultural din satul Pildești: instrumente muzicale, sistem de cinema, costume populare și de carnaval, piese de mobilier, echipamente IT, echipamente artizanale și tehnice, echipamente electronice.
De asemenea, în cadrul primăriei am desfășurat următoarele obiective. Am refăcut organigrama din cadrul primăriei, am reușit să angajăm în cursul anului 2017, în luna martie, toți asistenții personale ai persoanelor cu dizabilități. Tot în această perioadă am reușit să facem și nomenclatorul stradal, să definitivăm nomenclatorul stradal. Am făcut eforturi și facem eforturi și lucrăm la cadastrarea domeniului public și privat și la evaluarea patrimoniului Comunei Cordun. Întrebări dacă sunt pe aceste teme. Sistemul de canalizare are o valoare de 5.400.000 de lei fără TVA. Ea a fost atribuită societății care a câștigat cu suma de 4.700.000 fără TVA. Din această sumă, 4.300.000 sunt fonduri de la Ministerul Dezvoltării, diferența fiind cofinanțare pe bugetul local. În cadrul proiectului care l-am depus la AFIR privind modernizarea drumurilor de interes local, valoarea proiectului este de 7.500.000, aproximativ 7.500.000, din care 4.500.000 e finanțarea AFIR-ului, iar diferența fiind cofinanțare de la bugetul local. Modernizarea, obiectivul de modernizare a străzilor din satul Cordun, valoarea proiectului este de 6 milioane de lei fără TVA. De 6 milioane fără TVA. În satul Pildești a fost atribuit constructorului modernizarea drumurilor cu suma de 1.900.000. Pentru obiectivul de apă și canal de la Pildești nu am sume acum la ora actuală. În ceea ce privește obiectivul de dotare la căminul cultural, valoarea dotărilor este de în jur la 1.200.000. Banii sunt 100% din fonduri europene. Comuna Cordun nu participă la acest obiectiv cu cofinanțare. La înființare de parcuri și spații de recreere și terenuri de joacă pentru copii, aici am menționat că avem finanțare prin GAL Elena Doamna, suma de 117.000 de euro fără TVA. Dacă valoarea acestui obiectiv este mai mare, diferența va fi cofinanțată din bugetul local. La centru de zi pentru bătrâni din satul Pildești am înființat un centru medical. Un centru medical în care am închiriat spațiile pentru centru de recoltare analize, pentru o farmacie, pentru un cabinet stomatologic, urmează un cabinet de cardiologie, adică am redat altă destinație și am utilizat această clădire care nu a fost utilizată la centru de zi din satul Cordun. La centru de zi din satul Cordun înființăm un centru de permanență medicală și un cabinet medical individual. Și atunci cum rezolvați problema acelor? Anterior am menționat că am făcut demersuri alături de Fundația Don Murielo pentru construirea unui azil la intrarea în satul Pildești. Acest azil are obiectiv îngrijirea persoanelor cu dizabilități și a pensionarilor, a persoanelor nevoiașe. Se va construi acolo un azil pe o suprafață de 2000, cu o clădire de 2000 de metri pătrați
și care va avea o capacitate de 40-50 de persoane. Acest obiectiv este finanțat de către această congregație, 100%. Noi am ajutat și facem demersuri ca această congregație să construiască acest azil pe raza satului Pildești și a comunei Cordun. Și ea va fi, nu va fi strict destinată doar pentru bătrânii din Cordun. Vor avea acces și bătrânii din localitățile limitrofe. Spuneți, vă rog. Trei proiecte vizează absorbția fondurilor europene. Am muncit, trebuie să vă spun că am muncit luna februarie, luna martie și luna aprilie. Am depus acest proiect pentru modernizare drumuri la AFIR. Acest proiect nu include doar studiul de fezabilitate și cererea de finanțare. Include inclusiv toate lucrurile care nu au fost definitivate în cadrul primăriei. Odată cu acest proiect am reactualizat, așa cum am menționat, domeniul public al comunei. Am înființat nomenclatorul stradal. Deci munca a fost mult mai complexă pentru depunerea acestui proiect de modernizare a drumurilor. Dar avem și proiectul, avem și proiectul de spații verzi cu spații de joacă. Avem și proiectul de dotări, la căminul cultural din satul Pildești. Adică din mulțimea acestor proiecte, trei proiecte vizează accesarea de fonduri europene. Foarte bine, stați bine că sunt comune în județul Neamț care nu au niciun proiect. De asemenea, am uitat să menționez faptul că în cursul lunii februarie am depus și la Ministerul Dezvoltării două proiecte. Așteptăm răspunsul să vedem dacă primim finanțare pe aceste obiective de la Ministerul Dezvoltării. O parte din proiecte, modernizarea drumurilor de interes local din comuna Cordun, viza finanțarea de la Ministerul Dezvoltării. Dar discutând cu echipa, am spus că și în contextul în care nu primim finanțare de la Ministerul Dezvoltării, vom efectua aceste lucrări din bugetul local. Vom face eforturi și vom demara aceste investiții din buget local. Aici am depus două proiecte. Păi tocmai am menționat că am depus două, înființare sistem de canalizare în satul Pildești, înființare sistem. Da, am depus proiecte și la acest capitol. Venit primar în această localitate să construiesc și să modernizez comuna, nu să fac scandal cu alte persoane. Sunt departe ideea aceasta pentru mine, întrucât dacă eu acum la ora actuală aș căuta scandal sau aș avea alte preocupări decât preocupările astea, cred că la sfârșitul mandatului aș fi judecat pentru lucrurile practice care le-am făcut și nu pentru scandalul care l-am făcut în timpul mandatului meu. Trăiesc cu această idee că omul mă judecă efectiv
pentru metru pătrat de asfalt turnat în fața porții, pentru sistemul de canalizare, pentru multe alte lucruri care îi fac viața mai ușoară și traiul mai frumos. De asta am și întârziat, probabil știți că cu o parte din dumneavoastră am avut discuții și în luna martie și în luna aprilie și am întârziat întrucât am vrut să vin în fața oamenilor cu lucruri practice. Dar am ieșit chiar dacă ele nu s-au concretizat 100%, se vor concretiza. Am muncit și am desfășurat eforturi supraomenești pentru înființarea sistemului de canalizare în Comuna Cordun și pentru toate obiectivele în această perioadă. Ați mai moștenit de la predecesorul dumneavoastră și acea de înțelegere este terenul acela de la campare de la Timbești. Cum ați reușit să negociați cu Roma? La acest capitol nu am negociat cu nimeni nimic și nu s-a concretizat nicio discuție. Nu am mai avut nicio solicitare, nici din partea municipiului Roman, nici din partea Consiliului Județean pentru achiziționarea terenului respectiv. Dar cum vedeți într-o această problemă în care este maxima importanță și trebuie până la urmă acolo mai pătrund acele animale în zona aceea de protecție? Dumneavoastră aveți dreptate aici la capitolul ăsta. Dar, din punctul meu de vedere, această problemă nu este problema noastră, este problema dumnealor. Dumnealor ar trebui, persoanele interesate ar trebui să fie cele care ar trebui să facă primul pas pentru această problemă. Nu știm dacă dumnealor doresc achiziționarea acestui teren. Compania PASERF, Consiliul Local Roman, Consiliul Județean, cei care sunt interesați. Este semnat contractul de cadastrare pentru... Da, este adevărat că Comuna Cordun, alături de Comuna Tămășeni și Comuna Săbăoani, este prins în programul național de cadastrare a tuturor terenurilor. Dar noi astăzi, la ora actuală, nu știm în ce stadiu este acest proiect și nu știm când începe. Așa că am început demararea obiectivului de cadastrare a tuturor bunurilor pe care le are Comuna Cordun pe fonduri proprii. Ne mai așteptând încă 2, 3, 4, 5 ani până vor veni dânsii. Pentru a simplifica și pentru a inventaria mai ușor, știm foarte clar că avem suprafețe, cadastrăm suprafețele de teren noi pe fonduri proprii. Ei vor ține seama de ce am făcut noi, pentru că noi vom intabula absolut toate bunurile pe care le avem ca și proprietate ale Comunei Cordun. Nu vor deconta. Ei au obligativitatea atât pentru cadastrarea bunurilor domeniului public și privat al Comunei, dar și a bunurilor din domeniul privat al cetățenilor. Vor cadastra absolut 100% toată Comuna. Dar este un obiectiv de viitor. Nu știm când se va realiza. Efectiv ca și master planul județului Neamț. El trebuia început în 2014 și suntem în 2017 și nu s-a început nimica. Și vom vedea dacă până în 2020 sau 2018-2019 se va începe ceva pe acest obiectiv de investiții. Mai am o întrebare. Mă scuzați, tot despre fondurile europene. Știu că la nivelul Consiliului Județean ne-am cerut și vreau să vă spuneți și care e reacția noastră. Există un birou special creat, declarația aparține domnului senator Panandu de vremea aceea de cetășenice, un birou care să se ocupe cu întocmirea comunității pentru achiziționarea fondurilor europene, tocmai pentru a veni în sprijinul oatelor din județ. Ați apelat pentru cetățenii proiectul al birou de la Bursa? Nu am apelat la niciun birou de la Consiliul Județean Neamț. În schimb, am apelat la profesionaliști și specialiști de prim rang de la Societatea Creativ Consult Iași. Avem 100% contracte de finanțare cu clauză de succes. Nu am plătit absolut niciun ban pentru depunerea acestor documente în afara banilor care i-am plătit pentru studiile de fezabilitate. În schimb, toată consultanța
a fost executată cu clauze de succes. Dacă aceste proiecte vor avea succes, societatea își va lua banii. Dacă aceste proiecte nu vor avea succes, societatea a muncit benevol. Adică ne-am asumat atât câștigul cât și pierderile. Și societatea a înțeles să facă acest lucru. Efectiv, depunerea cererilor de finanțare nu a costat niciun ban Comuna Cordun. Bun. În concluzie, nu ați cerut, să zicem. Nu am cerut pentru că am avut oportunitatea și soluția asta foarte bună. De nu vă pot da detalii acum la ora actuală, nu m-am pregătit pentru această întrebare să vă dau detalii. Nu știu cât a costat studiul de fezabilitate. A fost plătit studiul de fezabilitate. Nu știu dacă a fost trecut la capitolul pierderi planificate. Nu știu. Să vă dau detalii aici la capitolul ăsta. Întrebarea este un pic mai complexă. Poate că dacă rămânea primar domnul Diaconu, proiectul și obiectivul se derula în continuare și atunci studiul de fezabilitate nu era trecut la pierderi. El era folosit. Faptul că am schimbat soluția tehnică și datorită acestui fapt consider că a fost trecut la capitolul pierderi acel studiu de fezabilitate. Era opinia dumnealui. Vorbeați de proiectul de construcție a unei sări de sport. Deci ce locație ați găsit pentru... Sala de sport se va construi în satul Pildești, lângă stejarul din Pildești, dacă dumneavoastră știți, după biserica veche, în... Practic am reușit... De sport în zona aceea. Da, pe acel teren de sport, fără a aduce atingere stejarului care există acolo, un stejar vechi de câteva sute de ani, fără a aduce atingere stejarului, am solicitat de la parohia din Pildești o suprafață de teren de 515 metri pătrați, o diferență de teren pentru a reuși să amplasăm o sală de sport în care să putem efectiv să desfășurăm și competiții sportive pentru satul Pildești și pentru satul și pentru comuna Cordun. Competițiile vor fi la nivel la amator, adică va fi pentru elevi, pentru tineri, sau va fi omologată pentru... Va fi omologată pentru tot felul de competiții și aici, la acest aspect, menționez că în primăvara acestui an am organizat o competiție de tenis prin Federația Română de Tenis, Tenis 10, pentru copiii din această zonă, pentru că au participat la această competiție copiii din Piatra Neamț, din Pașcan, din Fălticeni, din Roman, din satele limitrofe comunei Cordun. Refacerea drumului de legătură între Simonești și Săvăboani, care înseamnă și la Refacerea drumului dintre Simionești și Săbăoani cade în sarcina Consiliului Județean Neamț. Dar drumul a fost refăcut. Drumul a fost refăcut, a fost executat covor de asfalt. Nu, drumul a fost modernizat în cursul anului 2017, în luna mai-iunie. Cei de la Lidl să înceapă acest obiectiv de investiții în următoarea perioadă, în următoarele 2-3 luni de zile. Ce suprafață au? 13 hectare și ceva, exact. Dacă doriți, vă pot... Da, dacă doriți, vă pot menționa exact 100%, întrucât în documentație există și extras de carte și documentația cadastrală. Autorizația 2 ani de zile. 132.422 de metri pătrați are suprafața de teren pe care se va construi depozitul Lidl.